În situația delicată dintre Antonia și doamna Daniela, avea loc o discuție între cele două mame cu multe argumente expuse. Cum îți place sănătatea? Ok. Bine. Se rezolvă, da? Mulțumesc. Știți că în viață toate se rezolvă. Haideți, că o să fie bine, o să vedeți. O să fie bine. Vă dați seama, da. n-am nicio intenție rău și doresc tuturor bine. Da. Dincolo de asta, eu îmi cer iertare, dar să știți, din buna mea credință și nu am absolut eu nicio intenție. Nu pot să judec decât ce fac eu. Pentru că sunt și alte considerente. Tocmai de aceea mi-am cerut iertare. Și este nevoie de timp. V-am dat dreptul să mă judecați. Ce vă rog, doamna Daniela, să mă aveți puțină răbdare, e nevoie de timp. Eu nu cred 100% că ce conexiune ați avut cu Antonia la început s-a pierdut de tot. Eu nu cred. Eu cred că în viața fiecărui om sunt pauze. Paul, avem nevoie de timp. Asta este tot. Așa că vă cer puțină răbdare, puțină înțelegere. Eu nu știu, eu o să fiu fericită pentru ei, cu ce decizii au ei. Am să stau în stand-by, am să le fiu alături, dacă va fi nevoie. Sunt aici, sunt pentru dumneavoastră aici și nu v-am scris pentru că am gândit că sunteți aici oricum, vedeți mai multe decât mine, trăiesc alături de ei mult mai multe decât trăiesc eu. Asta este motivul pentru care să știți că m-am retras. Nici nu știu, adică eu... În momentul în care, chiar dacă direct i-ați adresat acele... Ați avut acel mesaj către Antonia, să știți că a ajuns și la inima mea și cu rațiunea, da? Am decis. Și absolut orice interacțiune din partea mea, o trec prin toate eu oricum, poate m-am făcut înțeleasă greșit, dar să știți că pentru timpul acordat Antoniei și pentru tot ce ați discutat cu ea, eu vă mulțumesc. Bine, cred că vă e și ușor pentru că aveți acasă o fată. Și cred că vă e ușor. Adică să empatizați. Asta am și spus când am fost întrebată a nu se uita că sunt și mamă de fată. Avem întotdeauna vorba asta și spunem că timpul le așează pe toate, dar știți că timpul este resursa cea mai importantă și din păcate nimeni nu ni-l dă înapoi. Dar și de asta, la fel de bine, asta zic, eu trăiesc prezentul și tocmai de aceea, trăind prezentul, dar la fel de bine, nouă, nimeni nu ne, cum să spun eu, cel mai important e să ne dăm noi șanse nouă și nimeni altcineva. Așa că vă înțeleg punctul de vedere, dar aș vrea în parte să le înțelegeți și noastră, doamna mea. E un copil nobil, are un suflet curat. Eu sunt mândră de ea, că de când e în casa aici, ea a reușit să păstreze respectul ăsta și decența, nu a jignină, să știi că sunt mândră de ea. Eu vă înțeleg și vă respect. Și credeți-mă că nu e nicio polemică. Nu e nicio disensiune. Așa cum este dumneavoastră doar lipsa timpului. Binele copilului dumneavoastră. Mi-e fi plăcut să fiu și eu cu ea. Așa am înțeles. Sigur, ne-am înțeles grozava, sigur. Dar asta e formatul. Și asta vă înțeleg. Da. Dar, e într-o minoritate, dar trebuie să recunoașteți. Nu, aici am... Da. La modul ăsta, pentru că să știți că eu nu am fost. E mare lucru că sunteți aici. Important. Da, dar nu uitați că ați spus la un moment dat că noi suntem doi și că suntem puternici. Da, eu mi-ar plăcea doar să aibă mai multă încredere în noi și să ne dea timp și șansă, atât. Durează. Și fiecare cu partea lui de dreptate. Asta nu ești pedepsită, mamă. Și să știți că distanța le poate rezolva pe toate, așa cum dumneavoastră păstrați față de mama dumneavoastră și salvați prin aparențe ceea ce simțiți dumneavoastră pentru dumneaei. Așa încerc și eu, să știți. Nu e o aparență. Mama știe că o iubesc. Eu tot timpul... Diferența e că noi, de câte ori am avut un conflict, ea mereu a venit înapoi spre mine sau am venit spre ea. La ele două nu e același lucru, din păcate. Ea încearcă să vină spre ea. Asta vreau să spun, Antonia, că eu i-am spus mamei, eu nu îmi permit acest lucru să o pierd. Înțeleg și, într-adevăr, fiecare mamă dorește binele copilului și, automat, să nu facă rău în jur. Iar atunci când dumneavoastră când ați intervenit la capricii și am fost întrebată de ce am plâns,
plânsul acela acum că realizați, pentru că mai înainte am dojenit-o și poate avea nevoie de alte cuvinte. Da? Eu vrei asta să primești spus. Când ești dojenită? Da. Vrei, mama? Și de asta am plâns, pentru că mi-am dat seama, știam că are nevoie de dumneavoastră atunci. Dar ulterior, prin reacțiile pe care le-ați avut amândouă, eu m-am delimitat. Cred că cu toții am interpretat greșit, pentru că și eu anumite lucruri le-am interpretat greșit pe care mi le-ați spus dumneavoastră și poate și eu le-am interpretat greșit. Și mai e ceva de care trebuie să ținem cont. Să știți că am spus, nu putem să vorbim de niște lucruri pe care nu le știm 100%. Categoric. Afară da, se văd. Dar putem să-i menajăm pe ceilalți când știm că iubosim, când știm că îi aducem în stările acestea în care, da, sunt ei sau nu sunt ei, depinde. Da? Asta este motivul pentru care, să știți că starea mea de sănătate acum... Trebuie să aveți grijă. Exact. Da, și atunci eu caut... Liniște. Liniște. Și pace. Eu am simțit nevoia să vorbesc cu dumneavoastră, fi vrut să știți din partea mea. Nu e nicio tensiune, nu e nicio discuție, nu e nicio polemică. Asta simțeam să vă zic. Eu la cu tot mă sufletul. Bucur și adică mai vă rog să faptul, primiți... Faptul că s-a întâmplat spontan și ca dovadă să simțiți că nu generez tensiuni, nu creez emoții negative. Nu, v-am spus și cum a spus și doamna Simona. Din afară așa pare că e o mare tragedie, nu e? Nu. Nu. Mi-a plăcut tonul așezat, dar cumva vorbeați împreună și vă înțelegeați separat, pentru că amândouă doamnelor încercați să spuneți că vreți binele copiilor dumneavoastră, dar nu vorbeați despre binele lor comun. Sau să ne spuneți dumneavoastră, doamna Daniela, cum ați simțit discuția asta? Cum ați spus? O discuție așezată, ca între două mame, care, într-adevăr, doresc binele copilului. Dar realizează aceste două mame că ar trebui să existe și un bine comun al copiilor lor? Dorința mea e să văd acel bine comun. Și sunt dispusă și aștept să văd. Și am răbdare. Că, de fapt, și Antonia, tu tot asta spuneai. Să ne dea o șansă, să ne lase să vadă cum suntem noi, de fapt. Exact. Păi și crezi că până acum nu v-a dat nicio șansă? La început, da, dar în ultimul timp am simțit că mie mi s-au luat toate șansele și... Și crezi că toate șansele astea ți s-au luat după momentul acela, ieșirea aceea lui Cristian, atunci? Da. De acolo păi, poate și voi ați întins coarda prea mult, știi? Da, dar suntem doi oameni adulți, trebuie să învățăm din greșeli. Nu toată lumea poate să învețe din greșelile altora. Unele persoane învață din propriile sale greșeli. Băieții mă aprobă. Și... Știi cine? El trebuie să te aprobe. Singurul băiat. Nu la faza cu greșelile altora. De la teorie toți suntem buni. Practica ne omoară pe toți. Dar de atunci relația dumneavoastră, doamnelor, și mă refer la Antonia și la doamna Daniela, de atunci s-a răcit relația dumneavoastră? Nu s-a răcit de atunci. S-a răcit din momentul în care am fost la... Era vineri, era gală și eram la Mireasa. Nu eram încă la Capricin a doua parte a zilei. Și a fost mesajul doamnei Roxana către Antonia, care, așa cum i-am spus, de fapt a ajuns la sufletul meu, la inima mea și la mintea mea. Și în momentul ăla m-am retras. Am zis că eu nu am nicio datorie umărală față de nimeni în această casă decât față de copilul meu. E adevărat. Și m-am delimitat de absolut orice gest. Da, doamna Daniela... Acum aș vrea să vă întreb eu pe dumneavoastră, că mi-a atras atenția înainte de pauză, ați spus ceva și mi-a atras atenția și cred că s-a mai întâmplat odată și dacă o să caut în memorie, mi-aduc aminte. Vă rog. În momentul în care îi oferi cuiva prietenia ta sau apropierea ta, dorința de a discuta, cum a fost între dumneavoastră și Antonia,
Ar trebui ca toate gândurile, toate sentimentele, toate trăirile, toate lucrurile pe care ți le spune cealaltă persoană să rămână cumva acolo. Mi s-a părut cumva că în momentele cheie v-ați folosit de toate lucrurile care poate n-au fost cele mai bune și mai plăcute și cele care trebuiau rostite în adevăratul sens al cuvântului la un moment dat. Și le-ați întors cumva împotriva persoanei care v-a făcut acele mărturisiri. Și mă refer la ce i-ați spus Antoniei înainte de pauză, că ea a vorbit urât despre tatăl ei aici în casă. Probabil că a fost o discuție între dumneavoastră și ea. Acele mărturisiri nu mi-au fost încredințate mie. Au fost auzite și, într-adevăr, nu am avut o discuție ca să dezvolte. I-am păstrat dorința de a le avea în privat. Dar astea mi-au pus multe semne de întrebare și mi-au dat îngrijorarea în care sunt astăzi. Vă e teamă ca nu cumva la un moment dat să vorbească la fel și despre Cristian? Nu e vorba de a vorbi. Și e vorba de această versatilitate care în spate nu are nimic altceva decât o dorință pe care eu pot să o intuiesc, dar e vorba de mine, e vorba de percepția mea și pot să greșesc. Eu mi-aș dori să pot să mă etalonez, să am ceva comun cu Antonia. Lucruri pe care l-am încercat. Mi se pare că Antonia vrea să... Eu să știți că pentru mine prietenia înseamnă foarte mult. Și pentru mine. Și vă înțeleg. Nu i-am încredințat Antoniei prietenia mea. Tot ce am făcut, am făcut din structura mea, așa sunt eu. Dar sunt altruistă. Nu aștept să primesc ceea ce ofer. Dar ce-i drept, am niște așteptări, mai ales când e vorba de o persoană care are anumite dorințe. E adevărat, dar acum nu pot, că am mai vorbit despre relația dintre soacră și noră, nu pot să nu vă spun așa. Ok, dumneavoastră sunteți mama băiatului, dar nu se căsătorește cu dumneavoastră. Și cred că e important ca ei doi să se înțeleagă bine. Acum, da, și dumneavoastră aveți tot dreptul să vă spuneți opinia că na, trăim într-o țară liberă și cel mai bine îl cunoașteți pe Cristian. Și așa mi se pare corect, în primul rând față de mine. Bun. O să vedem, lăsăm timpul, cea mai prețioasă resursă, cum spuneați și dumneavoastră, să decidă ce este de făcut și cum trebuie să se întâmple pe mai departe.